Binecunoscutul medic psihiatru din Giurgiu Silviu Dan Ștefănescu a fost reținut de polițiști pentru că ar fi prejudiciat casa de sănătate cu peste 120.000 de lei. În același dosar este implicat și patronul farmaciei Healthy Life Pharma, care împreună cu psihiatrul au decontat fraudulos rețete medicale completate în fals. Medicul din Giurgiu, al cărui cabinet se află în incinta policlinicii din municipiu, emita rețete fie în urma unor consultații fictive, fie cu ocazia unor consultații reale, dar fără a le fi eliberate pacienților. Cei doi inculpați au fost ridicați de către procuror ai parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu și polițiști din cadrul biroului de investigații criminale și au primit mandate de reținere pentru 24 de ore.